Bună dimineața și bine ați venit la Prof Online. Iată-ne, dragilor, din nou împreună și tot ați sesizat, ați reclamat, hai să zic în ghilimele, că profesorul Ursu Prof Online ne-a uitat. Bine ai venit, Traian. Bine v-am găsit. Traian, hai să mai sigur așa. Hai să spunem prietenilor noștri că tu vii din... Din Râmnicu Vâlcea, din Olteanu la Moldovean. O venit din Olteanu la Moldovean, ce frumos. Și că ai venit de-aseară, cu toate că eu trebuie să-ți mărturisim prietenilor noștri, să ne mărturisim, că eu am zis, nu-i condiții, rece, că nu știu ce. Nu, domnule, trebuie să vin, am hătărât noapte de mână aici, găsesc un loc de cazare și ai venit și faci. Și am venit, da. Păi am zis că vin cu soare, ca să vin cu căldură și... Da, și da, venit, da, și poate ușor să mă încălzi. Ei, dragilor, Traian vine din unde crede, de acolo, cum a spus-o, din Râmnicu Vâlcea. Da. Și a dorit neapărat să ia un biostup de la Prof Online. Unul sau doi biostup? Doi biostup. Da, și hotărât ești. Da, da, sigur că da. Și mai am doi biostup cumpărați, dar sunt goi și așteaptă albinuțele acum. Exact. Și acum, să mergem așa ușor un pic, să discutăm concret la fața locului, pentru că eu, prietenii noștri au văzut-o de atâtea ori în filme, și am văzut că eu mă transpun de fiecare dată în haina cumpărătorului. Deci doresc din tot sufletul ca cel care ia familia albine să se bucure cu adevărat. Și eu vreau să te bucur pe tine astăzi. Exact. Asta vreau și da? Aici avem o familie dosul care are la două. Deci două familii în față. În spate, aici, el este bun. Hai să vedem ultima generație de biostup, făcut de Viorel. Tu spuneai că ai doi deja, doi biostup, da. Veniți la Viorel. Dragilor, aici sunt două familii. Ele așteaptă extinderea urgentă. N-am avut cum să o fac, pentru că timpul a fost așa foarte capricios. Cum am de gând să fac? Trebuie să spun prietenilor noștri ce anume să fac, am să fac aici la biostupul acesta. Deci am să iau de aici patru rame cu matca, am grijă să iau matca, să o pun în spate, că am culoarul gol, spațiu gol, dar o iau pe asta de aici, din față. De ce din față? Pentru că rampa de zbor aici, poți să o arăți, Gigi, rampa de zbor este pe partea asta. Da? Este pe partea asta. Și eu vreau să iau de aici, să o pun în spate, patru rame, deci rampa de zbor este aici, și atunci albina care știa să ducă acolo, călătoare, ea va căuta tot timpul acolo. Însă, în clipa în care vom avea aici pe partea asta, altă o parte din ea se va orienta. Că, practic, îmi mișc, cum să spun, pe o distanță mică rampa de zbor. Sigur că se va aduce și pe partea cealaltă, va căuta tot timpul acolo și se va aduce în familia de bază. Ăsta va fi extins, umplut cu albină, cu rame, încât ăsta este gata, pregătit pentru producție. Da? Deci are și albina de zbor de la acesta și la celălaltul. În final, acesta e gata, bun de pus cartă. Așa, da. El este și full, se vede, pe albină. Este full, da, Gigi, poți să arăți albina, că prietenii noștri trebuie să vadă exact ce vorbesc eu. Deci este plin cu albină și compartimentul stâng și compartimentul drept. Și atunci, așa va fi ăsta extins. În condițiile acestea, avem extindere de acestea. Și cel din față este plin, cel din spate, în câteva zile pornește și el. Îi se formează albina călătoare și se duce și totul este perfect. Deci biostupul îți oferă foarte multe posibilități la mulțire. La mulțire eu pot să perechez patru măci odată. Una aici, două, trei scot pe gâtul de pet, aici e vino un pic, să știi că este pentru așa ceva ai pus. Se pune un gât de pet aici, așa. Desface și spune diafragma aceea aici pe poziția a doua, ghidajul 2, și atunci am aici două rame unde voi împerechea o matcă și în spate cealaltă.
Deci patru măci, biostuful oferă posibilități imense. Funcție de situația care o ai în teren, te poți adapta și poți face. Fie mulțitor, fie, cum să spun, producție. Da? Iată, la urmă, pe ăsta din față am pregătit de timpuriu la producție. Da? Pregătindu-i... Da? Sigur că da. Deci așa trebuie să înțelegem. Dar toate filmele mele, Traian, vorbesc despre posibilitatea ca să putem lansa apicultura într-o altă logică, o altă tehnologie. Biostupul oferind șanse foarte bune pentru creșterea producției în toate și în ceară. De ce? Pentru că avem varoa acolo și vom avea în mai multe rânduri de cupăm și ceara ce o putem folosi. Deci crește producția ceară, producția limierii, de asemenea, polenul, dragilor, nu? Vom putea băga cât de curând colectoarele de polen acolo și în felul acesta noi prindem și colectăm și polenul. Dacă aș transmite un mesaj acum parlamentarilor europeni, ar spune că ar avea o șansă imensă dacă vor avea o curiozitatea să urmărească filmulețul acesta care îl facem noi, pentru că tu ai hotărât să vii aici, să ai tot softul, ai toată informația pe internet, ba mai mult, sunt și volumele cele șase care sunt, care... Ce înseamnă cele șase volume de apicultură? Înseamnă așa, că e luată, cum să spună, informație luată pentru începători, adică de cei care am avut acolo la școala de apicultură, niște, luați de pe șantier, nu puteți niciodată mâna pe ramă. Și lor le spuneam, facem lucrări la așa și le explicam acolo și ei lucrau în ziua aceea, a doua zi la fel. Deci ce e ca mine. Exact, deci informații duse din aproape în aproape. Ei, dacă aș putea să stau de vorbă până la primul ministru, până la, mă rog, cei care sunt factori decizionali, aș spune așa, haideți să lansăm apicultura. Există o șansă imensă. Ce ar trebui să se întâmple? Vedeți că la Bruxelles, acolo europarlamentarii care ajung, au, să spunem așa, o logică a lucrurilor din urmă și fac legi în funcție de felul în care este percepută apicultura în logica aceea din urmă, din anii din urmă. Ei bine, eu le spun așa, fraților, iată cum vă propun. Guvernul țării sau, să spunem, chiar prin accesarea fondurilor europene, dar trebuie făcut așa, în felul următor. Cam în jur de 2000 de euro, dar pentru început, tu nu ai nicio posibilitate, dar aia e drag, vrei să te apui de o activitate. Ei, să-ți dea 2000 de euro tu ție, tu cu cele 2000 de euro să-ți iei 5 familii de albine, ai pus în 5 biostupi, da? În 5 biostupi și dacă aplici toate tehnologiile și softul, cele 6 volume ale mele. Cele 6 volume. În 2000 de euro îți ajung să-ți iei și centrifugă, să-ți iei și o parte din utilaj. Și deci în 2000 de euro... Utilaj de început. Deci vezi, așa am gândit eu. Exact. În 2000 de euro să ai șansa să poți porni cu cei 5, așa am zis, 5 biostupi, cu 5 familii puse în ei, nu 15, nu 3 în 5, câte, dar pline, înainte de salcâm, să-ți spun, domnule, eu am banul să-ți dau, îți dau 600 de lei pe familie, dar mi-i pui 8-9 rame de puiet. Îți dau 600, îți dau 700 pe el. Adică eu, biostupul ăsta, vreau să mă duc cu el să fac producție, urgent. Ce se va întâmpla? La anul următor, tu trebuie să faci dovada că ai 15. Urmărind softul meu, adică tehnologia aceasta, la anul următor, în primăvară, cei 5 puși câte 3 în 1, că tu vei crește cel puțin 3, ai și deasupra în roiniță, nu mai spun că ai și acolo șansă mai faci unul. Dar să spun minim din 1, adică să ai 15 în primăvară. Da. Când cu 15 familii în primăvară, așa, în poziția asta, vine de la direcția agricolă și vede că tu ai acele 5, 3, 3, deși în spate
3 ori 5, 15 familii, în luna martie, vine la sfârșitul martie, începutul aprilie, și spun așa, da, 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 e corect. Și acum ție îți dau și certificat de apicultor. De ce? Că ai făcut dovada practică. Corect, așa ar trebui. Păi, una, suntem profesori, da? Da. Păi am înțeles profesori de desen. Una este să îți prezint parte teoretică și alta concret. Asta am făcut eu, domnule. Bun, să mă duci pe mine să fac cursuri de apicultură într-o sală, la ora cu tare, vine nu știu cine, spune povești. Nu, este softul pregătit. Tu faci acest curs când ai tu nevoie, citești, vizionezi filmul când ai tu nevoie. Pe internet să afli și lucrări concrete pentru sezon, pentru activități deosebite. Dar ca să nu-l înțelegi, îți trebuie cele 6 volume. Da? Deci hai să-ți recapitulăm, dragilor. Cu 2000 de euro ai făcut startul. Când ai doar dragostea. Tu ai dragoste, vrei să ai o bucată de teren la țară, ai o grădină, ai nu știu ce, la bunici, la nu știu de unde. Ești chiar la țară. Și atunci fac dovada asta. Când a venit și a văzut că este asta, ți-o dat certificatul, dar îți mai dă încă 3000 de euro. Adică îți completează până la 5000 de euro, da? Îți completează de ce? Pentru că tu faci dovada că ai așa ceva. Ce e 3000 de euro, la ce te ajută pe tine? Păi mai te duci cu 3000 de euro să iei încă 10 biostupi, să extinzi utilajele 10 sau ai avut 5 și să mai trebuie încă 10, da? 10, 15, cum gestionezi? Pe factură, toată povestea, lucrurile concrete făcute, nu joacă. Normal. Tu justifici concret în fiecare clipă. Ei, în loc să te lase pe tine să ajungi la 120 de familii de albine și să-ți dea banii la sfârșit, hai să-ți dea așa când ai nevoie, concret în fiecare etapă. Da? Deci asta le propun eu parlamentarilor europeni care ajung acolo. Fraților, deschimbați tehnologia și dați-le oamenilor puțin câte puțin, concret, la momentul respectiv. Acum, dacă el după cele din cei 5 care au avut în anul următor nu are nimic, îi spune, fratele meu, îmi pare foarte rău, tu trebuie să faci acum următorul lucru. Dai banii înapoi. Că e cheltuit aiurea. Da. Tu e cheltuit aiurea, e problema ta dacă n-ai vrut, nu ai studiat, nu ai făcut nimic. Da? Sau măcar jumătate, dar nu mai continui programul. Nu mai continui programul. Deci tu, guvernul, ai făcut chestia asta. Știi câte locuri de muncă s-a creat? 10.000 de locuri. 10.000 de locuri, pentru că stupul acesta presupune, dacă vrei, mânere, cuie, chestii, toate lucrurile acestea care sunt orizontale, făcute de alții. Deci, un biostup înseamnă ce? Nu butuc dus la exterior, nu? Așa, ci prefabricat, aranjat și făcut în țară la noi. Dar ce impact are Traian asupra sănătății familiei respective? Colosal! Se schimbă standardul de viață, de sănătate a familiei respective, a vecinilor respective, pentru că ei produsele bio, colectate polen și așa mai departe. Apropo de chestia asta de polen, am auzit pe cineva la televizor, un mare specialist, care spunea așa, proprietățile polenului proaspăt sunt de 200 de ori mai bune, sau dacă vrei, calitățile polenului sunt de 200 de ori mai bune decât la polenul uscat. De ce? Prin uscare, nu totdeauna avem condiții foarte bune, mai ai condiții mai mucegăște și pierde din calitate polenul. Așa congelat, imediat congelat, e o șansă imensă. Ei, ce aș propune în continuare? Asociația Biostupul, Biostupul să presupună ce? Să colectăm cum colectăm laptele de la cei care au nu, văcuțe, așa colectăm polenul. Și atunci noi, iată, dragilor, cu amestec merii și cu polen, loc de cornuri și laptele și cornuri și nu știu ce, hai să facem cutiuțele și un amestec polen și cu miere, să le dăm copiilor.
la școală, știți ce înseamnă? Nu se mai aruncă, nu se irosește aiurea, nu se irosesc fonduri imense și nimic nu e eficient. Foarte mulți aruncau, dacă ne amintim eu. Fie că mărul era stricat, dacă le dădeam măr, fie nu știu ce. Deci, acest lucru a schimbat complet standardul de sănătate a generațiilor noastre. Că toată povestea este să le asigurăm copiilor ce? O stare de sănătate bună, ca mintea lor să lucreze la parametri normali. Mai povestit ceva, că, așa încât ne-am văzut, apropo de matematică, mi-ai mulțumit. Te rog să vorbești tu, apropo de chestia. Băiatul meu cel mic, în liceu, noi fiind părinții amândoi artiști, nu avem legătură, nici tangență cu matematica și deja am pierdut-o de mult pe drum. Și băiatul meu în liceu avea nevoie de o meditație, de un meditator la matematică, dar nu-i plăceau meditatori. Și a găsit pe internet un profesor care dădea niște meditații extraordinare pe care el le înțelegea. Asta este esențial, că a face niște meditații este una, dar să și înțeleagă copilul este alta. Și încet, încet a ajuns la un nivel în care a început să se gândească serios la visul pe care îl avea, adică de a deveni cercetător. Și în acest moment, cu acele meditații, ale dumneavoastră, bineînțeles, el este acum în anul 2 la Facultatea de Științe Aplicate de la Politehnică. Și în continuare, când mai are vreo mică problemă sau vreo nelămurire, se uită la meditațiile date de dumneavoastră de pe internet. Sunt extraordinare. Și uite așa, el a început să v-a găsit și după aceea v-am găsit și eu, că eram curios să văd la cine se uită. Cine este acest profesor rusu online? Și am văzut că face și apicultură. Și opa, am zis, stai că e un vis mai vechi al meu, de care mă pot apropia, că mai ales că am și o bucățică de pământ la țară, am unde să pun stupii, gata. De asta am ajuns și aici. Așa, hotărât. Să te apuci de treaba asta. Eu cam așa sunt. Eu când îmi pun ceva în cap, eu...